cele mai interesante subiecte din Oradea și nu numai, la Lumea în Obiectiv cu Mircea Platosin. Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv, ne bucurăm să fim din nou împreună și cum v-am promis de multă vreme și cum știați că avem și surprize, Petra, Iuliana Pintilei revine în 2024 la Lumea în Obiectiv, aici la podcast. Îi spun bine ai revenit și mă bucur că după atâta vreme ne-am făcut timp să ne sincronizăm și să fim din nou împreună pentru următoarele minute. Bun găsit și mulțumesc de invitație! Pentru tine 2024 a fost unul special și felicitări pentru el, pentru că ai fost un exemplu pentru multe dintre persoanele cu dizabilități. Ne-ai arătat multe abilități în ultimile 3-4 luni și aș putea spune că jos pălăria din partea podcast Lumea în Obiectiv. Cu toate că și dacă există hate-uri și dacă există lucruri pozitive, noi vom discuta îndeaproape despre și aceste momente, dar și ce ne așteaptă pe 13 iunie 2024, se împlinesc 10 ani de la când ONU a adoptat această zi internațională de conștientizare a persoanelor cu albinism, să facem așa oarecum în un preambul al acestui eveniment, pentru că vom avea un eveniment că România are persoane cu albinism. Chiar și eu mă număr printre ele. Nu sunt, n-ai recunoscut asta în ultimele 3-4 luni și mă așteptam din partea ta, sincer, să recunoști în fața camerelor în care tu ai fost că ești parte din această categorie. Ideea este că eu omit acest lucru pentru că eu am un albinism parțial, deci am albinism ocular, am retina albinoasă și într-adevăr am pielea mai sensibilă ca majoritatea persoanelor cu albinism, dar uneori omit pentru că nu prea vorbesc despre partea medicală, despre diagnostic și lucruri de felul ăsta și chiar uit și eu de albinismul meu. Mai ales că suntem meu puțin, dragă Petra, și ești parte din acele patru categorii și dacă ești a patra categorie, da? Cea mai ușoară să presupunem din punctul ăsta al albinismului, ești partea a persoanelor cu albinism, indiferent că ești gradul 1, 2 sau 3 sau 4 din cele patru categorii. Măcar așa acum este. Ai ocazia să vorbești și despre lucrul ăsta. Păcat că autoritățile noastre nu ne dau cifre concrete, doar ce citim prin presă, găsim cu în România s-ar naște o persoană la 200 de persoane sau suntem 1 la 17.000 sau 20.000 pe Terra, pe globul pământesc, da? Interesant că nu e foarte rar totuși. Adică raportat la populația Pământului și nu este rar, dar în România, România putea spune că este destul de rar, că da. Dacă am face o statistică, eu cunosc, de exemplu, cam în jur de 50-100 de persoane cu care am intrat în contact în școlile speciale de nevăzători, da? Dacă aș face un calcul, pentru că mai sunt multe persoane în sate, am putea ridica cifra asta undeva la 500. Înțelegi? Și bine, am înțeles că nu toți cu albinism sunt automat și persoane cu probleme de vedere, nu? Da, uite, un exemplu este Corina Dan de la Râmnicu Vâlcea, este medic nutriționist, a mai fost aici la Lumea în Obiectiv, ea are un albinism parțial, ca și, ca să se explic, fondul culorii ei este ca al Mădălinei Gheorghe, da? Care e blonduță și în schimb ea vede normal. Pielea este de culoare albă ca a noastră, părul tot așa duce, dar vederea nu i-a fost afectată, de exemplu. Și nu intră în astea patru categorii, că în astea patru categorii intră și deficiența de vedere, știi? De vedere, da. Și atunci nu, oarecum nu intră, e cumva a cincea sau a șasea sau a șaptea categorie. A șaptea roată, știi? Da, da. De asta zic că mă întorc la instituțiile noastre că nu ne dă un cifră, știi? Adică nici Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, nici DGASPC, pentru că ele
când fac diagnosticarea și evaluarea, o fac pe cazuistica deficienței de vedere, nu o fac pe boala albinismului generalizat sau parțial. Și nu este numai doar pe parte din evaluarea respectivă și pentru certificat. Că la noi nu se evaluează albinismul în sine, nu, deci se evaluează mai mult partea de vedere, cât vezi, ce procent și dacă este și retina, pentru că așa cum e și la mine, de exemplu, dacă vezi, dacă faci fundul de ochi și vezi și retina că este afectată de această problemă și atunci treci, dar exact cum ai spus și tu, nu se individualizează albinismul față de deficiențele de vedere. Dar poate ne ajută emisiunea asta să aflăm, poate ne va răspunde cineva competent. Nu se știe cine urmărește și chiar poate să facă o săpare mai adâncă în datele instituțiilor de stat și poate descoperă. Poate are și el, ca și noi, curiozitatea să vedem chiar așa o cifră națională. Ce este păcat că multe dintre sap. Persoanele cu albinism nu sunt școlarizate pentru că sunt la țară și părinții nu-i dau la școală. Lasă că tu ești copil cum e, da? Știi tu cum ai mai auzit și prin rândul altor probleme cu deficiențe de vedere sau locomotorii, dacă ți-aduci aminte, au fost câteva cazuri la TV care au fost date deja. Așa. Și spuneam că aceste cazuri sunt izolate și noi nu avem cum să știm despre acestea decât instituțiile de abilitate, dacă ele sunt înscrise, pentru că multe persoane cu dizabilități pe care le avem în România nu sunt înscrise în nici la DGASPC cu un grad de handicap sau la Autoritatea Națională cu statistică, pentru că părinții nu vor, mai ales că sunt copii. Dar nu-l bag, dar nu vreau să copilul meu să fie înscris ca persoană cu handicap. Deci am auzit multe. Da, voiam să spun că în primul rând asta cu lasă copilul se aude și la oraș, nu numai la țară. Și în al doilea rând, este o stigmă totuși, mai ales în mediul rural, trebuie să înțelegem și lucrul ăsta, că e o stigmă pusă asupra ideii de a avea un handicap sau o deficiență de vedere sau orice alt fel de deficiență, numai chiar și printre noi, într-un oraș mare, cum e Bucureștiul, când ești diferit, te distingi. Corect. Sunt poate oameni diversi care înțeleg divers și zic, da, bun, se distinge, tratăm cu demnitate, tratăm cu valori pe care le avem sau nu. Ei bine, în mediul rural poate ajung mai greu informațiile și chiar dacă suntem năpădiți de internet și de televizor de peste tot, că și la țară acum este internet și așa. Stau pe TikTok de la țară și vezi pe oameni. Indiferent. Dar nu condamnăm asta, pentru că stai pe TikTok, dar important este educația, nu că nu te ai măsurile și instrumentele să fii educat, încât tu să filtrezi ce informație îți dorești să primești și ce să înveți de acolo sau ce ți se pare conform unor valori bune sau nu, că așa, chiar dacă suntem năpădiți de informație, tot prin educație învățăm să selectăm, nu? Corect. De asta acum și depinde, educația pornește de la părinți, pentru că părinții oarecum sunt motorul. Da, și dacă părinții săraci nu au nici ei, adică, na, nu poți să le ceri mult, trebuie aici să vom interveni serios și noi, deci nu doar statul sau și noi oamenii, când vedem că putem să împărtășim ceva, este bine să intervenim cu blândețe și să împărtășim ce se poate. Da, pentru vezi, că asta înseamnă că în instituțiile statului public, da, instituții, mă refer la administrația publică, pentru că vorbim de primării, de consilii județene, nu au la baza lor niște persoane cu dizabilități care să se ocupe de în funcții de conducere, că așa. Da, consilier local sau consilier cumva să fie bine acolo. Bine spus. Pentru că Mircea să lucrezi într-o instituție publică nu înseamnă că tu ai și putere decizională. De acord. Eu personal, de exemplu, nu am, cel puțin pe segmentele de la care poate au fost așteptări, că multă lume a avut așteptări ca eu să, mai ales în ultimile luni, fac ceva, eu fac ce pot la nivel de funcționar. Bun. Nu care am sunt putere decizională. Am înțeles asta. Vreau să-mi spui
Ce înseamnă rolul pe care l-ai tu la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități ca funcționar? Care e părticica ta de care te ocupi? Ca să elucidăm toată povestea asta, pentru că nu mai vreau să aud hate în mediul online, că tu poți, parcă ai fi președinte sau că ești consilierul președintelui sau Autorității Naționale și ai putea bate din palme sau făcând o magie și el va asculta de tine, da, să trăiți, am înțeles, domnișoara Petra, viitoare doamnă, iată, vom rezolva problema dumneavoastră, că este urgentă. Mm-hmm. Ca să ne înțelegem, deci un funcționar este o persoană care lucrează, mai ales pe funcție de execuție, așa cum sunt eu. În primul rând lucrează după niște direcții care îi se dau. Eu personal sunt consilier la comunicare. Eu mă ocup de informare. Informez atât oamenii, cât și alte instituții, cât și persoanele care mai citesc pe site, pe pagină, persoanele care vorbesc cu mine despre drepturile pe care le au la ora actuală, schimbări care se petrec la ora actuală în domeniul legislativ, proiecte sociale care se dezvoltă și care se înnoiesc și care se schimbă. Când cineva mă întreabă ceva, fie că e o persoană sau altcineva din alt minister sau din alt bloc administrativ, ca să zic așa, fie spun așteptați puțin și mă duc și eu la rândul meu și mă documentez pentru că este nevoie să fiu atentă la informațiile pe care le transmit, fie spun ceea ce știu în acel moment. Asta e ceea ce fac. În ceea ce privește partea de a influența, eu pot să fac asta doar împreună cu persoane și în condițiile în care organizăm, când se organizează în cadrul ministerului sau al autorității, întâlniri informative, mese rotunde, au mai fost și mai ales în perioada următoare știm că vor mai fi. Împreună, lumea este invitată, poate să se adreseze, vorbim cu conducerea și vedem în ce măsură se pot rezolva multe dintre probleme. Noi chiar am mai făcut și în ianuarie cu cunoștințe, cu chiar persoane care îmi sunt și prieteni. Am avut dezbateri, am avut discuții în acest sens, ce se poate face. Noi am vorbit mult pe București atunci, a fost cu lume din București, dar se organizează periodic și vor fi și mai multe dezbateri în care și persoanele își pot aduce propuneri și aportul asupra autorității. Eu personal, de-aia mi-am făcut și ONG. Nu ca să fiu împotriva, Doamne ferește, munca pe care o fac, vreau să vină complementar, adică eu fac bucățele din ce se poate, dar nu pot să influențez în primul rând singură, nici ca angajat, și nici ca persoană nu pot să-i spun omului fă și pentru nu știu cine, nu știu ce. Nu am cum și oricum nici președintele nostru în sine nu poate mereu să, chiar dacă și-ar dori, nu poate să decidă tot ceea ce vrea toată lumea, plus că este vorba despre nevoi generale și nevoi particulare care trebuie timp să le atingi pe toate. Cine va reuși să le atingă pe toate din conducere când va fi, nu știu, mi-aș dori să fie acel om care să, nu știu, să conducă și să reușească să facă în așa fel încât calitatea vieții tuturor să fie optimă. Chiar și a mea, că eu ce dacă lucrez într-o instituție a statului, nu am în fiecare zi aceleași provocări cu căzături, cu lovituri, cu trotuarul neterminat. Am văzut astea, adică filmulețele și le-am redistribuit. Și eu mă lovesc de lucrurile astea. Ce înseamnă? Dacă am o funcție publică, nu înseamnă că sunt privată de aceste lucruri. Iar o funcție publică nu este o funcție politică. Este o funcție de execuție. Deci este un serviciu. Bun, am înțeles. Vreau să-mi spui că noi, dacă ți mai aduci aminte, acum ceva timp în urmă, au trecut ceva ani, am făcut o inițiativă, a ajuns la tine. Ce s-a întâmplat cu ea? A ajuns poate pe masa celor care trebuie să ia decizii, dar cum la voi se schimbă conducerea destul de des, ele au rămas undeva bătând praful pe ele, pentru că acum am vrea să
scoatem de fapt în față ideea că și dacă te duci tu cu inițiativele, nu întotdeauna președintele sau cei care se ocupă pot răspunde pozitiv la toate nevoile persoanelor cu dizabilități. Da, nu se poate întotdeauna. Ce pot eu să garantez e că de fiecare dată eu mă voi duce și ca cetățean și ca persoană cu orice inițiativă. Și cel puțin o discuție tot se va alege din asta. Acum, mai mult de atât, nici eu nu pot să fac, dar întotdeauna o să fie un efort constant de a merge, de a explica, de a încerca să... Și plus că nu trebuie să merg doar eu. Eu vreau să influențez, mă rog, să influențez, să propun să fie invitate cât mai multe persoane, reprezentante ale albinoșilor, de exemplu, ale persoanelor nevăzătoare, ale persoanelor cu deficiențe neuromotorii și așa mai departe, să vină și să vorbească și domniile sale. Nu să zic eu pentru toată lumea că nu se face așa. Unul singur nu poate să facă lucrul ăsta. Așa dar nu e vorba că unul singur nu. Nu e vorba și în dezbatere am explicat noi asta. Da, și nu sunt, cum să spun, este foarte important ca tu, Mircea, tu, Gheorghe, tu, Ion, tu, Cristina, tu, Georgiana, tu, și nu spun, zic nume așa, la întâmplare, nu mă refer la nimeni personal, da? E foarte important ca tu să-ți auzi propria voce, să ai propria demnitate, nu, știi, să te impui în fața și a autorităților și a statului și a cui vrei tu pentru drepturile tale, împreună, făcând echipă. Eu sunt pentru... să facem echipă și să mergem împreună cu demersurile până unde se poate. Eu nu sunt împotriva nimănui. Eu sunt pentru okay. Munca în echipă, dar vreau să toți spui... împreună. Știu. Dar știi care e buba cea mai mare, nu? Suntem zmei pe partea de scris, da? În tastatură, ca să ne exprimăm la modă. Și când ajungem în fața autorităților, devenim miei. Cum Dumnezeu să face... Că n-am înțeles niciodată, dacă Petra, Mircea, Mihai Tătaru, etc., cum îi cheamă pe fiecare pe nume, ar face o inițiativă și nu e susținută. Și apoi urlăm pe rețelele sociale că nu se face nimic. Dar când îi chem la dezbateri, când îi chem la proiecte, la ceva concret, nu ai susținere, nu vine nimeni. Asta e că și inițiativa, nu poți doar să o pui odată și să zici, dar de ce nu s-a făcut? Trebuie mers constant, trebuie vorbit, trebuie să ne întâlnim. Da, chiar dacă se va discuta de mai multe ori același subiect cu oameni diferiți, cineva tot te ascultă. Important e să nu te lași bătut niciodată și ori de câte ori sunt inițiative și pe plan local, la primării, la tot ceea ce se face cu dezbatere publică, cu cetățeni, cetățeanul poate fi auzit. Niciodată nu au voie. Niciun fel de conducător nu are voie să te respingă ca cetățean. Oricine ai fi tu, că ești miliardar, că ești o persoană fără niciun leu în buzunar, tu ai dreptul să vorbești în fața instituțiilor. Că unii sunt mai răi și nu te primesc, nu contează, mai stai puțin, mai aduni aliați, pentru că e foarte important să nu fii singur și mergi din nou. Poți iniția și protest, poți, dar asta în timp. Dar la început este foarte important ca aceste eforturi să fie constante, să se vină mai des, să se organizeze. Eu, de exemplu, întotdeauna am propus să fie discuții, să ne adunăm mai mulți, să mergem mai mulți, chiar dacă nu se rezolvă din prima. Nici nu trebuie să avem această așteptare, dar dacă noi credem în cauza noastră și credem în lucrurile pe care le susținem, pentru noi și pentru semenii noștri, la un moment dat se va rezolva. Nu neapărat cu războiul, cu răutatea, cu cearta, cu discuții, dar cu răbdare și în timp și, bineînțeles, cu efort constant. Nu doar, chiar dacă ai dreptate, da, e posibil să nu se rezolve din prima. Din păcate, se face și acest război din partea unor persoane. Și din păcate,
e dureros că autoritățile spun, iar vin scandalagii ăștia, știi? Deci îi bagă pe toți, da, în aceeași oală, știi? Adică... E o prejudecată și din partea tuturor, știi, că lumea vine cu ăștia ne fură, nu ne dau, nu ne ajută, și pe de altă parte, din partea oricărei instituții, vine acel, ia uite și pe scandalagii, ăștia au venit iar să se ia de noi și să facem ceartă. Este necesar să avem demersurile astea de mediere, adică, da, în timp, de aia zic, împreună, în timp, vorbim o dată frumos, vorbim de două ori frumos, dar mergem constant și vorbim. La un moment dat cineva o să se prindă că nu-i numai de scandal, nu-i numai de, nu știu, ceartă sau așa ceva, și poate chiar vor fi la un moment dat propuneri serioase de funcții de conducere, prin care să poți să pui un reprezentant al unei comunități, da? Că asta, de fapt, ce vorbim noi aici este organizarea comunitară. Noi despre asta vorbim. Da. Să pui un reprezentant într-o funcție care chiar să aducă. Da. Am să-ți dau două exemple vis-a-vis de, fiind avocatul diavolului în seara asta, să-i țin parte statului, pentru că eu sunt primar, Petra vine cu... ceva proiecte la mine pentru comunitatea din care, să zicem, că stai într-un oraș, alegeți tu orașul, de undeva 7-8 mii de persoane, da? Da, în Oradea asta. Bun, Oradea, aia ai ales tu. Și chiar atâta e și cifra, pe 7-8 mii de persoane cu dizabilitate. Ei, și așa. Tu vii, da, de acord, eu sunt de acord cu tine, bun. Dar inițiativa ta, săraca fii, noi că ne știm, rezolvăm problema, numai că te aștepți că la întâlnirea aia să vină mai mulți, numai că din 8.000 presupunem că vin vreo 20-30 și o întreb pe Petra, doar atâția sunt în Oradea, că pe hârtiile noastre scriu 7-8.000 de persoane cu dizabilități, la nivelul județului sunt undeva 20.000-21.000. Și întrebi pe domnișoara Petra, bun, noi facem accesibilizare, acceptăm tot ce ne spune dumneavoastră. După 5-6 luni, un an, o chemăm pe domnișoara Petra și îi facem așa o întrebare și o evaluare, după ce noi mergem și noi prin oraș, că doar vorba aia, doar nu mergem cu avionul prin oraș de la un cartier la altul, și constatăm cu durere că persoanele cu dizabilități nu folosesc accesibilizarele decât foarte puțin, să presupunem 1% din cei 8.000 ai orașului și tot cam 1% din tot județul. Și zice, domnișoara Petra, noi am făcut tot. Unde sunt persoanele cu dizabilități pentru care tu ai venit să luptăm și să cerem lucrul ăsta? Că eu nu-i văd pe stradă. Unde sunt? Ai venit cu o hârtie la mine semnată de 3.000 de oameni, la mine ai venit doar cu vreo 30. Dar ei sunt destui. Unde sunt? Că eu nu-i văd, nu? Da. Bine, e și de datoria noastră. Acum, dacă eu vin cu hârtia și se face, până la urmă o datorie și un lucru bun, am făcut. Că nu-i vedem azi, poate o să-i vedem mâine, poate o să-i vedem altă dată, putem să încurajăm mai mult diversificarea activităților. Dar eu nu pot să văd un singur, eu nu cred că e un singur vinovat aici. Nici persoanele cu dizabilități, nici statul, nici ONG-uri. Și nu mai e problema, adică, să știi. Asta e chestia, că trebuie să căutăm să ne împăcăm odată. Eu vreau să facem așa ca niște copii, împăcare. Nu vezi că fiecare are orgolii, invidie, ură, dacă unul a ajuns mai sus sau cineva face ceva. Dar altfel deja nu rezolvăm nimic. Explodăm. Altfel nu vom, chiar dacă nici acum lucrurile, eu sunt conștient, până și eu mă lovesc, că lumea crede că îmi e extrem de bine și n-am nicio problemă în viață. Nu-mi place să vorbesc despre probleme sau nu vreau să aduc în discuție. Dar și eu mă lovesc de probleme dacă mă duc în calitate de cetățean. Da? Fără să spun, dacă eu mă duc la o altă instituție, dacă eu mă duc la un, nu știu, la un dentist, dacă eu mă duc la un notar, dacă mă duc la un magazin până la urmă, la un supermarket, da? Eu mă lovesc de aceleași lucruri pe care se lovește toată lumea. Trec prin ele în fiecare zi, ca orice altă persoană cu dizabilități.
că nu vorbesc doar despre vai câte nu avem, că încerc să comunic unde merg și să conving oamenii și să educăm, așa, ăsta e un lucru pe care trebuie și eu să-l fac. De ce? Pentru că nu e suficient să spunem nu avem de niciunele, dar nici nu educăm populația, bun, ne trebuie așa pentru că așa sau... Deci și războiul ăsta, mai bine ne-am împăca, ca să zic așa, mai bine dăm la pace și vedem cum putem împreună să rezolvăm și din nou, în timp, nu se va întâmpla nimic nici de data asta, nici la următoarele alegeri, nici la oricine ar veni, deci nu vă spun politic, indiferent de partid, indiferent de orice conducere politică sau orice formă de autorități, de ministere, de ce o mai fi în anii viitori, că nu știm ce va fi, indiferent, nu o să rezolve unul nou. Lucrurile se rezolvă prin noi toți, dar în timp. Va dura câțiva ani, lucrăm constant și nu se va termina, adică nu o să fie un an în care să spunem gata, noi ne-am făcut treaba și nevoile s-au terminat. Da, lipsa asta de unitate ne sublumă puțin. Da, eu sunt pentru echipă, eu sunt pentru... Degeaba ești tu sau eu sau X, Y, Z când alții dau bir cu fugiții. Sau acum, fiecare face individual, dar nimeni nu vrea să facă unitar unele lucruri și doar vorbești și rămân cu vorbele în aer. Pentru că facem când și chem la, în echipă, strâmbă din nas sau zice, a, nu, mulțumesc, nu. Important ar fi ca noi între noi să fim, să nu ne certăm. Noi între noi să ne avem unii pe alții, să ne susținem. Uite, că altfel... vezi, tu ai avut experiențe în ultimile luni, ce înseamnă lucrul ăsta. Da? Vreau să vorbim puțin despre asociația pe care o ai, să le reamintim oamenilor. Da. Concret, de când ai asociația, cu ce se ocupă, care sunt proiectele tale, ca să eliminăm la fel niște lucruri care tot tronează în mediul online, că ai putea face cu asociația să dărâm și să întorci toate instituțiile pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de handicap. Eu nu am citit nimic din comentarii și nu am răspuns și nici nu voi face asta. Dar ca să spun, Mircea, și ca să prezint cu mare drag, asociația mea se numește Starlight Petra. Este o organizație mică, înființată acum vreo 10 ani, pe care fac strict proiecte educaționale. Se bazează pe terapie ocupațională, învățăm cu copii, deci lucrăm foarte mult cu copii, în învățarea deprinderilor vieții de zi cu zi, ne axăm pe deficiența de vedere cel mai mult, dar nu suntem părtinitori acesteia, într-adevăr. Mama mea este terapeut ocupațional și implementează niște metode prin care să ajute copiii să își învețe deprinderile de zi cu zi. Am avut câteva mici proiecte de conștientizare în școli, în care am adus copii cu dizabilități în școlile de masă și invers, conștientizare între elevi și profesori, să se înțeleagă diferența între sistemul de învățământ special și cel de masă și să se creeze legături, astfel încât copiii să poată să-și aleagă ce și-ar dori să învețe mai mult pe viitor, dacă vor să se ducă spre sistemul special, dacă se potrivesc și ar putea să facă tranziția la sistemul de masă. Și de asemenea avem proiecte anti-bullying, în care mergem și în școli de masă, nu doar strict în școlile speciale. Vorbim despre bullying, violență, deschidere emoțională. Eu cu organizația fac lucruri foarte axate pe emoție, nu pe legislație. Da, îmi pare rău. Și o să mai avem și din toamnă un proiect un pic mai amplu, care se va desfășura în câteva școli din București, plus că sunt concentrată pe zona Bucureștiului, nu m-am extins. Și nici nu te vei extinde, să înțeleg, nu? Nu știu ce va fi pe viitor, nu exclud, dar încă nu s-a extins organizația. Și proiectul din toamnă va fi ceva mai amplu, pentru că are un calup de ateliere, de artă, prin care să combatem bullying-ul în școli și să promovăm
tot ce înseamnă diversitate, minorități, persoane, copii cu religii diferite, care vin din medii diferite, care au dizabilități, pur și simplu să promovăm învățarea, educația într-un mod firesc, plin de demnitate și cu prietenie, fără discriminare și bullying la nivel educațional. Suntem educatori non-formali, nu intrăm peste profesori niciodată, noi suntem complementari, dar cu asta se ocupă organizația, cu educație non-formală, complementară, susținere emoțională, terapie ocupațională. Dacă... Bun, dacă poți să ne explici că a fost evenimentul din 23 aprilie 2024, ora 19 la sala Dallas, în care ai vorbit despre discriminare și bullying, ce s-a întâmplat cu acest eveniment caritabil? Care-i scopul lui? Pentru ca să elucidăm și puțin misterul de aici, pentru că unii s-ar putea să se gândească că ai primit bani și nu, atât. Nu am primit. Pentru nu știu ce proiect. Nu am primit bani, în primul rând. Nu am primit bani pentru proiect. Acest eveniment a fost un fel de mic atelier, nu a fost despre mine, chiar dacă s-a început, adică a fost o proiecție, o descriere a mea la început, dar nu a fost despre ce tare este Petra, a fost un atelier în care am vorbit despre niște concepte pe care le-am învățat la rândul meu în ateliere non-formale din afară, concepte precum discriminarea sistemică, adică un fel de discriminare pe care noi nu știm că o facem, dar o facem în jurul nostru, adică stigmă, prejudecăți, etichete, chiar și noi cei cu dizabilități discriminăm sistemic foarte mult. Între noi mai ales, așa? Da, sigur că da. Sau când pui o etichetă, da? Corect. Una simplă, uite, lucrează la stat, înseamnă că are mulți bani. Corect. Nu e ceva de învinovățit, deci nu învinovățim. Lucrurile astea sunt venite din educație, fiecare dintre noi am crescut într-un fel și am fost educați într-un fel. Aceste lucruri trebuie să ni le schimbăm conștient pe timpul vieții pentru a evita bullying-ul între noi, că și adulții fac bullying, pentru a construi mai multe și pentru asta trebuie să ne îndepărtăm acele prejudecăți cu care ne-am născut și am crescut și să înțelegem dincolo de ele. Despre asta a fost evenimentul și nimic mai mult. Deci să înțeleg că n-a avut un scop caritabil pentru un proiect pe care asociația ta îl va face în viitor. Nu. Și la asociație avem proiecte scrise. Orice grant am obținut noi sau orice lucru pe care îl obținem este fondat pe proiect scris. Și deci pe fonduri europene. Voi justifica... Pe fonduri, da, exact, și întotdeauna voi justifica acest lucru. Și dacă vreodată, nu știu, zic, deci și proiecte, și astea, misiunile caritabile, da? Atâta timp cât, eu n-am făcut asta niciodată, dar în general fundațiile mari fac acest lucru. Trebuie să fii un colos în industria asta asociațiilor și a fundațiilor ca tu să faci un eveniment caritabil în care să-ți permiți să primești nu știu, mulți bani, trebuie să vină ambasadori, nu știu, oameni foarte bogați, oameni din cercuri foarte înalte ca să îți doneze, să zicem, bani încât tu să-ți permiți să demarezi anumite proiecte. Dar chiar și așa, dacă o fundație mare demarează și justifică, da, mi-ai dat, nu știu, să zicem, mi-ai dat 5.000 de euro să... Nu știu, și mi-ai dat o misiune, da? În 3 luni trebuie să accesibilizarea unei școli de nevăzători, să zicem. Aia să fie accesibilizată în 3 luni. Dacă aia e accesibilizată în 3 luni, că poate odată oricine poate vrea chiar să doneze pentru o cauză, de ce nu? Corect. Dacă școala e accesibilizată, dacă oamenii își fac treaba și totul este ca la carte, nu poți reproșa nimic. Poți reproșa doar dacă vezi că, bun, trebuia făcut și nu, și nu s-a făcut. Și atunci Corect. Ce s-a întâmplat cu fondurile caritabile, da? Deci asta e și cu caritatea asta, dar e nevoie să fii destul de mare și să fii în cercuri destul de darnice. Dar sunt oameni care ar dona, adică eu nici
chestia asta nu o văd așa negativă. Dacă un om simte că vrea să doneze, nu știu, copiilor pentru un proiect, cu... Da. Sau unei fundații care se ocupă copiii cu, nu știu, o problemă specifică, nu numai, nu orice dizabilitate. Fiecare om are sensibilitățile proprii pentru care poate vrea să facă o contribuție. Sau uite, nu numai cu animale, de exemplu. Sunt atâtea fundații care fac acțiuni și activități în sprijinul animalelor să nu fie chinuite, da, să fie vaccinate, să fie întreținute și așa mai departe, să fie salvate, nu cumpărați căței, mergeți și adoptați de unde au fost abandonați și așa mai departe, nu? Sau pentru câinii ghizi, pentru persoanele nevăzătoare. Exact, adică de, și adoptații de unde au fost abandonați și așa mai departe, nu? Sau pentru câinii ghizi, pentru persoanele nevăzătoare. Exact, adică de ce să nu, dacă oamenii simt să doneze pentru această cauză și le este apropiată sufletului, din nou, repet, nu a fost cazul meu, dar nici evenimentele strict caritabile, mai ales dacă și iese ceva din ele, eu dacă aș fi miliardară, poate aș dona. Dacă aș ști toată că lumea se va întreba de ce tu ai legea câinilor ghizi și n-ai câinele ghid, știi? Da, dar eu am susținut o cauză. Asta nu înseamnă că eu trebuie să fac să beneficieze același lucru. Eu sunt alergică la părul de cățel și câinii, eu am un bișon. Am văzut, asta foarte frumos e. Dar acela este un câine care nu lasă păr, lasă foarte puțin și e ca o jucărioară. Dar un câine ghid de talie mare am mai încercat și n-a fost o experiență prea bună pentru mine. Deci, să înțeleg că de asta nu doar, că ți-ar fi fost de mare folos, să înțeleg. Eu nu sunt împotriva câinelui ghid, doar că eu nu pot să-l am. Ok. Dar asta nu, din contră eu susțin, cum să nu. Nu, mă refeream că tu ți-l ai dorit, dar din cauza problemei respective nu ți-l poți permite. Da, și oricum nu am încă o rutină atât de fixă încât să pot să fac acel program de antrenament cu cățelul, care este foarte amplu, dar și dacă aș avea tot, alergia la păr primează peste... Dragi prieteni, după ce am aflat ce este cu asociația, aș vrea să știu cum te-ai cunoscut cu Grauri, pentru că cu siguranță este una din... bombele 2024, am putea spune, pentru că ai fost foarte vizibil în online, la televiziune, la radio, peste tot. În toată lumea vedetismului ai avut întâlnire și poate că unii ar spune ce mi-ar fi plăcut să fiu și eu acolo, în locul ei. A fost întâmplător. Ieșeam de la muncă și ei sunt creatori de conținut și promovează diverse lucruri, cum ar fi produse, cursuri și așa mai departe. Și în ziua aceea în care ne-am întâlnit, ei promovau un restaurant vegan care oferea persoanelor de pe stradă, deci ei alegeau fix întâmplător oameni. Și le ofereau un produs să-l guste și să spună ce părere are despre acel produs, dacă le place, dacă li se pare că nu e bun sau... Cum este, mai ales că acum în țară conceptul vegan devine din ce în ce mai popular și agreat de oameni. Corect. Și m-au oprit și pe mine, eu vin și cu bastonul. Bineînțeles că am discutat puțin despre deficiența de vedere, cum eu discut oricum cu oamenii cu care mă întâlnesc în drumurile mele și cine mai circulă cu baston sau cu orice dizabilitate vizibilă, probabil primește întrebări. Eu fiind deschisă, le-am spus câte puțin despre viața mea ca deficient de vedere. Am gustat ceva din produsele pe care ei le promovau, mi-a plăcut. Și a fost un mini-interviu, fără să-mi dau seama la început. Deci înțeleg că nu ai știut că ești filmată în momentul respectiv. Nu, atunci nu am știut, nu. Eu credeam că ei sunt doar cu promoția, ca la supermarket, așa, ca la promoții și pur și simplu erau curioși și eu fiind deschisă așa am vorbit cu ei și de atunci
într-adevăr, după ce TikTok-ul a fost viral, am acceptat să merg mai departe la emisiuni și la alte lucruri la care am avut invitații pentru a promova ce fac în asociație, adică anti-bullying, educație, pentru că, da, nu e vorba de faptul că Petra e pe TikTok sau, nu știu, Petra a vrut să fie vedetă. Nu, nici nu am știut că se va ajunge să fie. Cum ai ajuns să știi că ești pe TikTok și ești atât de virală? În ziua următoare am început să aflu că sunt multe vizualizări, că eu nu prea, eu oricum nu folosesc TikTok-ul. Deci, îți mai aduce aminte care a fost prima persoană care te-a văzut și a zis, wow, Petra, ești acolo pe TikTok, te-am văzut. Sincer, nu. Sincer, nu mi-aduc aminte, pentru că în momentul ăla nu am conștientizat ce se întâmplă, care este amploarea fenomenului. Mai târziu am conștientizat prin oamenii care mi-au spus, dar în acea zi exact, sincer, nu conștientizam, nici nu am stat nici acum, nu stau să mă uit câți dau, nu știu, like, share, cât se uită, cât nu se uită, câți urmăritori am, eu stau doar pe Instagram și pe Facebook, nu am TikTok, din nou repet, dar nu stau să număr sau să... Da, chiar spune cum au apărut celelalte oportunități, pentru că, bun, aici din povestea asta, acum da. Hai să mergem puțin mai departe. Da, m-au găsit apoi graurii pe Instagram, după ce s-a postat, au întrebat, ei au încercat să mă caute, să păstrăm legătura și au vrut să mă cunoască. Ei au și o emisiune matinală la A7 TV și... Am vorbit, ne-am cunoscut, am făcut împreună un podcast și acolo felicitări, am... a fost foarte frumos podcastul, trebuie să recunosc. Mulțumesc. Și de la Morar și de la Radu, dacă bine mi-aduc aminte, da, că cheam pe domnul ăla. Radu Țibulcă, da. Așa. Da, Radu Țibulcă se numește. Pe unde mi-ai fost? Pe la România TV? Da, pe la Antena Star, nu? Star, parcă, da. Da, Antena Star. Nici pe astea nu sau le mai Antena știu pe Antena 2, toate. Sau cum mai e știut. Unde ai mai fost? A fost ceva foarte brusc și pentru mine, că nu, nici acum nu mai amintesc toate, sincer, deci nu mint, nu mi-amintesc toate evenimentele la care am participat sau podcasturile sau discuțiile la care la am fost la lumea în obiectivă ți-aduce aminte de fiecare dată, vrei, nu da. Vrei. Da, dar să știi că da. Dar să vezi cum a fost, deci m-au găsit din nou pe Instagram, au zis hai să ne cunoaștem, am făcut podcast împreună și apoi eu am zis că da, e bine să promovez, dacă tot am într-adevăr această vizibilitate, voi promova valorile micii mele asociații, anti-bullying, educația, conștientizarea, emoțiile și de aceea am mers la foarte multe podcasturi și emisiuni dedicate sferei de emoție. Dacă, de fapt, dacă și tu ai urmărit și ai văzut, am fost și la Radio Zula, Morar și Buzdugan, dar ce voiam eu să mai spun, că mai aveam o idee, da, pe care aș vrea să o discut, m-am axat foarte mult pe partea de emoție și la emisiunile podcast la care am mers, da, am mers doar la oameni care au valori și apropiate de Dumnezeu și apropiate de emoție. Am și refuzat anumite emisiuni, poate, la care nu am crezut că mă potrivesc. Deci am la lumea în obiectiv n-ai refuzat niciodată, văd că da, cred că e a cincea sau a șasea oară. Niciodată nu voi refuza asta. Să nu uiți că în perioada în care tu ai fost foarte virală, să știi că aceste emisiuni au fost din nou redistribuite pentru prieteni, poate au vrut să cunoască mai mult. Mulțumesc mult, da, știu pentru că am aici și acolo. Te-ai deschis cel mai ușor, cred că, decât păi în da. Celelalte. Păi da, pentru că noi totuși suntem și prieteni. De 10 ani de prieteni. Când te-ai deschis asociația. Exact. 10-11 ani cel puțin. Mi-aduc eu aminte de ceva 2013. Exact, adică și noi dacă suntem mi-aduc și aminte prieteni prima lângă... dată, cred că am fost nu știu la ce proiect și am mers împreună pe stradă. Și te-am dus la da, trolebuz. Știi unde am fost? La radio... Și radio Vocea Speranței. Am mers noi, Vocea Speranței, așa, așa. Și acolo am fost.
Dar știu că am mers împreună, ne-a chemat Dana Bordeanu de dimineață, că așa exact. Își face ea emisiunile. Și la congres, tu ai fost la congres? Da, la congres ne-am mai întâlnit, da. Da, ce frumos a fost. Deci, pentru da, mine... o traducere de 10, aia nu mai pun pe lângă traducerea. A păcat că cei de la Speranța n-au profitat să te ia atunci, sincer. Eu pentru spun mine față. Congresul acela, hai ca să spun și asta, pentru mine ăla a fost unul dintre evenimentele care mi-a deschis drumul, așa, și spre vorbit în public și spre tradus. Da, ai vorbit și foarte spre... bine, deci mai bine decât Laurențiu Nistor ai tradus, sincer. Acum, fără să se supere Laurențiu Nistor pe mine, dar se vedea o clasă, sincer. Am tradus cu Dumnezeu, că atunci era și predica sincer, așa frumoasă. Sincer, fără să... Nu zic deci, că n-a tradus Laurențiu bine, de să ne înțelegem. Să nu am omul și dacă aude emisiunea asta să nu înțeleagă că n-a tradus bine. Dar tu aveai o calitate în plus, parcă ceva era din alt film. Erai pe undă cu omul ăla care e lângă tine, indiferent cine era. Dar erau și niște predici atât de frumoase încât, adică nu puteai să nu... le traduci bine, să nu le transmiți, să nu... Atunci am avut niște sentimente la acel congres. Am încercat tot riscul, mi-a ieșit, pentru că la un moment dat nu era nimeni. Asta este, ce să facem? Trebuie să încerci în viață și niște sigur lucruri că care, da. Cumva, dacă înțelegi, cumva îmbraci cuvintele și iese ceea ce vrea el să transmită. Sigur că da, sigur că da. Important este să se înțeleagă mesajul. Cred că la un început de mesaj a trebuit că până ai venit tu, nu știu cum... Și apoi ți-am dat microfonul, ia de ci că erai în drum către povestea asta și zic, băi, ia de ci că treaba, nu o să traduc eu tot povestea asta, că o să intrăm în altă lume. Că le spun eu de pe aia. Lasă că te-ai descurcat. Da, da, să știi că Speranța atât de neserioasă a fost și n-a dat traducerea mea. Speranța, dacă auziți asta... Vă rugăm să săpați în arhive și să... Doar cred că Bărbulescu și-a adus aminte de mine de când cu povestea asta cu aparatele lor, știi, Speranța în întuneric, știi? Zice, dom'le, ai discutat, îl întreabă Dana, știi o persoană cu deficiență de vedere cu care ai interacționat? Păi zice, pe Bratosin, care? A, Mircea, da, îl cunoaștem. Deci se pare că restul nu erau și la Asociația Ridică-te și umblă atât de cunoscut de el decât persoana mea. Că eu m-am dus peste ei. Ești important. Crezi că nimeni nu te înțelege? Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea? Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă? Vrei să afli cum au reușit? Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur! O emisiune semnată Dana Bordeanu. Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu Vali Bogdan vă dorim audiție plăcută pentru următoarea jumătate de oră. Emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilitate, iar astăzi venim înaintea dumneavoastră cu un proiect foarte frumos, interesant și de interes pentru persoanele nevăzătoare. Alături de mine, în această ocazie și pentru prima dată la emisiunea Nu ești singur, este directorul Centrului Media Adventist, respectiv Speranța TV și Radio Vocea Speranței, domnul Cătălin Bărbulescu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, Dana, pentru invitație. Într-adevăr, este prima dată când particip la emisiunea aceasta. Ai interacționat cu oameni nevăzători? Nu, n-am foarte multe interacțiuni cu oameni nevăzători, în afară de... Bratosin și nu mai știu cum îl cheamă. Mircea. Da, care este un... Are un rest. Da. Are un rest de vedere. Eu, nu știu alte persoane. Pe el îl știu mai de mulți ani, într-adevăr. Ne-am mai întâlnit pe la evenimente, dar pe altcineva cu deficiențe de vedere nu cunosc. O clipă poate face totul în viață. În timp ce o fracțiune de secundă îți poate dărâma lumea. Însă Dumnezeu îți construiește o veșnicie. Caută alternativă la ceea ce nu poți face datorită dizabilităților.
Acceptă-ți handicapul. Privește mereu înainte. Gândește-te la ceea ce ai și nici de cum la ce ai pierdut. Nu ești singur. O emisiune semnată Dana Bordeanu. Crezi că nimeni nu te înțelege? Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea? Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă? Vrei să afli cum au reușit? Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur! O emisiune semnată Dana Bordeanu. Într-o lume plină de lumini și culori, există oameni care sunt în întuneric. Au nevoie de speranță și de o nouă perspectivă asupra vieții. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este cea care le poate lumina calea. Speranța TV și Radio Vocea Speranței lansează campania Speranța în Întuneric, prin care ne propunem să distribuim persoanelor nevăzătoare sau celor cu o vedere slabă dispozitive pe care pot asculta Biblia și Radio Vocea Speranței. Dacă vă doriți un astfel de dispozitiv pentru dumneavoastră sau pentru cineva drag lipsit de vedere, puteți să ne contactați la adresa de mail contact@speranțatv.ro, la numărul de telefon 0741059059 sau să luați legătura cu filiala locală a Asociației Ridică-te și umblă, partenerul acestei campanii. Împreună ducem speranța în întuneric. O clipă poate face totul în viață. În timp ce o fracțiune de secundă îți poate dărâma lumea. Însă Dumnezeu îți construiește o veșnicie. Caută alternativă la ceea ce nu poți face datorită dizabilităților. Acceptă-ți handicapul. Privește mereu înainte. Gândește-te la ceea ce ai și nici de cum la ce ai pierdut. Nu ești singur. O emisiune semnată Dana Bordeanu. Că eu m-am dus peste ei. Ești important. Da, pentru că eu m-am dus peste ei acolo. Eu am stat perioadă, câte două luni am făcut practică pe la ei. A fost un program de practică și două luni puteai să te duci să faci practică cu fiecare și cred că am căzut pe mâna Loredanei Dumitrașcu atunci și s-a ocupat bine, trebuie să recunosc că era și Sorin și Dana, ei au fost întotdeauna mai implicați așa pe zona asta și acum toți sunt implicați, știi, unii mai puțin, unii mai mult, după cum are fiecare cât poate acum. Da, no, că știi cum e, de la fiecare trebuie să fur câte ceva. Meseria asta se cam fură, nu se învață sistematic. La școală se învață lucruri, dar în viață unele lucruri le combini. Le mai prinzi, le prinzi din zbor. Dacă n-ai talent, poți să fii ca și un fotbalist care... Degeaba muncește foarte mult dacă n-are și puțin talent. Așa e. Bun, de asta spun că congresul a fost reușit, cele 3 zile de congres, 2 zile, 3 zile cât au fost, 2018, exact la 4 zile după ce filiala Oradea și-a deschis porțile Ridică-te și umblă, după aia s-a stins ca și cum e afară, a venit apusul, după ce a răsărit repede, soarele a venit și apusul, din păcate imediat odată cu pandemia. Vreau să te întreb ceva special și poate acum o să fie delicat întrebarea asta. Din toate cele podcasturile la care tu ai fost în ultimele 3-4 luni invitată după acest boom pe care l-a dat Grauri, așa, care a fost cel mai special la care tu ai fost? Uite, nu știu ce să spun, pentru că toate au fost, în primul rând, nu mi-a fost ușor să mă concentrez, să vorbesc coerent 3 ore cât se înregistra. Și la fiecare mi-a plăcut ceva special. În primul rând, la Mihai Morar, mi-a plăcut faptul că el este un om foarte apropiat de Dumnezeu și de tot ceea ce înseamnă profunzime, da? Deci n-a fost un podcast superficial. La Radu Țibulcă mi-a plăcut că a avut o deschidere, el nemai având interacțiuni înainte cu persoane cu dizabilități sau nevăzători, a avut o mare deschidere de cunoaștere și m-a fascinat treaba asta la el. Iar la...
la grauri la podcast a fost ca și cum aș fi vorbit cu... Noi ne înțelegem atât de bine încât ne considerăm frați. Eu deja îi simt ca pe frățiorii mei și ei îmi spun surioară, deci suntem ca într-o familie și a fost așa cu sufletul, era ca și cum aveam chiar o discuție în familie. Iar la, am mai fost la un podcast, se numește Șefi la furculițe, este realizat de un corporatist și un stand-up artist din România. Și acolo mi s-a părut foarte frumos faptul că noi am avut o discuție despre locurile de muncă și relația noastră cu locul de muncă și a fost atât plin de umor, că am și râs foarte mult la podcast, cât și plin de sinceritate. Deci nu e unul. Realizează? Alex și Florin, o să-ți trimit un link dacă vrei să-l distribuim. Nu e un podcast atât de cunoscut ca Fain și Simplu al lui Mihai Morar, dar e la fel de plin de substanță și profunzime din punctul meu de vedere. Deci nu pot să zic că e unul singur care... Nu, mă gândeam că ai ceva special că... undeva, domnule, m-am simțit cel mai în largul meu. M-am simțit ca în familie, dincolo de grauri, pentru că graurii te-au invitat, deja ești familiar și la emisiune și la podcast. Evităm oamenii care deja îi cunoști și te-ai familiarizat cu ei. Discutăm cu cei care au intrat prima dată în contact. Da, deci, cum am spus, fiecare a avut ceva diferit și special și m-am simțit diferit după fiecare podcast, deci cu asta am rămas de la fiecare, am zis să fie cât mai deschis, că nu poți să alegi unul. Sunt experiențe atât de puternice toate în sine, încât nu poți distinge doar una. Cel puțin eu nu pot, poate alții cu mai multă experiență. Eu nici nu am totuși atât de multă experiență în partea asta, da, de apărut în... media și în online. Din ce am văzut eu din emisiunile pe care le-am urmărit, cele mai mari emoții în discuția cu tine le-a avut Mihai Morar. Da, Mihai Morar oricum e o persoană... A avut interviu foarte bun, dar adică a trăit tot podcastul ăla, din punctul meu de vedere. El chiar l-a trăit. Restul nu mi s-au părut că, în afară de graurii care se simțeau ca în familie, care erau foarte volubili și foarte entuziasmați, el a trăit fiecare moment din cele două ore cât a ținut. Toată lumea trăiește în felul lor și mai multe emoțiile te știau în felul familiar propriu. Pe când el era prima dată în contact cu tine și avea altă vizibilitate, avea în fața lui altă imagine, venise ca un om prima dată care te vedea, după aia a apărut la radio, deja intrase în altă atmosferă la radio, pentru că deja vă știați, ați comunicat. Acolo, ați... da, și acolo era și atmosfera mai glumeață, mai relaxată. La podcast e o atmosferă totuși mai, așa... Da, la radio am văzut doar momentul când ai spus mai da, că vii în Orașul Faptelor Bune. Ai văzut că m-am emoționat atunci, nu mă așteptam să mă întrebi așa. Și ai spus direct că este visul tău și că ți-ai dorit asta de întotdeauna. Ei, acum sper că... Să vii 7 zile la Oradea, dacă tot aici se va alege. Să sperăm că nu se știu ține de ce și... am eu feeling-ul ăsta că tot Oradea va fi ales pentru luna decembrie. Că de obicei Doamne cam ajută! Atunci, pentru că ei, mai ales că lui Morar și lui Buzdugan îi place tare mult aici, zona asta. Mai ales că Morar e din Baia Mare, ăla la altii de la Iași... Dar au prins o dragoste specială pentru Oradea și în casa Radio Zoo stau în general 8-9 persoane. Deci ai fi a 10-a persoană dacă ar fi. Bine. E o casă în mijlocul, auzi, în mijlocul Pieții Unirii. Te vedea tu cum stai în mijlocul Pieții Unirii și noapte și zi. Să vedem cum o să fie. Nu zic o să fie, o să fie foarte frumos. O să vină toată lumea peste tine acolo și o să te felicite și să facem și fapte bune, asta e important. Faptele bune, tu vei fi motorul. Reține, parcă te prevăd că pe tine pun băieții bază să obțină banii pentru cazurile care vor fi. Deci nu Doamne ajută să facem lucrurile astea să aducă ceva frumos, să vină Moș Crăciun.
la toată lumea care merită. Așa va fi. Încă e vară, până la Moș Crăciun încă mai e cam vară, jumate. Da, abia început vara, exact. Da, da, da. Hai să ne bucurăm acum de vară, de vacanță. Vezi, sunt momente și momente în viață. Noi îți urăm și, pentru că spuneam la început că de la domnișoară voi trece la doamnă, îți urăm căsnicie fericită când va fi. Mulțumesc! Pentru că curând mulțumesc. Ne vei încuna că... această... Da. Promit că vă spun mai multe atunci, că acum sunt așa, pregătit păi așteptăm și să mai ne povestești mai mult de lucrul ăsta și mai unde păstrez faci. Misterul, da. Mai păstrează, dar măcar să le închizi misterul celor care poate se mai gândeau în inima lor cum mai au o șansă. Să știi că acum să spun majoritatea persoanelor care m-au contactat și m-am bucurat. Au fost persoane cu disabilități și, din rândul persoanelor fără disabilități, majoritatea femei, de toate vârstele. Și asta m-a bucurat pentru că îmi place ideea că pot și eu să dau un pic de putere, inspirație și echilibru emoțional doamnelor și femeilor și domnișoarelor și fetelor. Pentru că e important ca noi să fim puternice și să... trecem împreună și cât mai bine peste provocările societății cu care se confruntă o femeie în general, dar minte una cu disabilități, deci... Da, da, totuși ai avut întâlnire și cu femei în spațiul public și nu cred că e o surpriză, ci o surpriză a fost făcută de grauri pentru tine într-o zi de duminică, liniștită, frumoasă, cu Loredana Groza. Da, eu n-am știut, da, da, n-am știut, m-am bucurat să o cunosc, să știi că... Cum a venit surpriza asta? Pur și simplu au zis graurii că ieșim, am ieșit și a venit acolo și a vrut să facem cunoștință. Ei au anunțat-o sau cum s-a... Nu știu ce a fost, am înțeles că ea a dorit să mă cunoască și asta m-a flatat, îți dai seama. Nu prea știu, nu citesc presă, dar ea e un om foarte... cald, uman, poți să vorbești cu ea efectiv ca niște oameni. Nu, nu mi s-a părut deloc falsă, nu mi s-a părut deloc nu știu. Ai mai avut întâlniri în afară de Loredana Groza cu alte persoane? Nu, cineva atât de cunoscut, nu. Am adus vorba de căsătorie cine? Pentru că te-am văzut în rochia de mireasă, nu de alta. E rochia ta, da, nu da. E rochia ta? Nu e. Pentru că a apărut în spațiu public și nu de alta să elucidăm misterul, pentru că am văzut pe la grauri pe acolo pusă rochia aia de mireasă și m-am gândit că ți-au făcut cadou să te ducă la o casă de modă să-ți se facă cadou și o rochie de mireasă. Am mers și se va arăta produsul final în ziua respectivă. Nu spun nimic, că asta chiar n-am voie, e secret da, de stat. Da. Noi am văzut o rochie în care erai îmbrăcată și stăteat foarte bine în mireasă. Da, a și fost așa ca să vedem cum e să am experiență, înțelegi? A trebuit să experimentez un pic, să văd care e sentimentul. Da, te-am văzut și mănânci de la Rodia, da, vegan, mâncare, felicitări. Deci nu te-ai lăsat să deguști doar prima dată, ai mai degustat câteva bunătăți. Da, este foarte bun. Să știi că este foarte bun. Am și mers pentru că am fost chiar curioasă, dar chiar după prima interacțiune, și asta nu are treabă cu TikTok-ul, nu are treabă cu nimic. Mi-au dat, deci prima oară pe stradă mi-au dat un Raffaello vegan. Acum, tu știi cum e bombana, da. Raffaello. Da. Și mă gândeam cum au reprodus-o de... Deci au făcut un gust extraordinar. Zici că era... Zici că era Raffaello cu lapte, cu lactate, cu de toate. Și zic... deci, fără să știu ce va fi pe TikTok sau așa, zic, măi, odată eu chiar mă duc la restaurantul ăsta să văd ce au, să văd cum e mâncarea, ce produse au. Deci chiar m-au făcut foarte curioasă cu acel Raffaello și chiar intenționam odată să merg fără TikTok, fără nimic, nici nu știam că va fi viral și publicat și așa. Și chiar am zis că o să mă duc odată și chiar am fost odată și am... Cum ai putea descrie experiența în per ansamblu care ai avut-o în ultimile luni, ca să tragem așa un semnal de alarmă că a fost doar
întâmplătoare, dar nu întâmplătoare, că Dumnezeu cumva nu face lucruri întâmplătoare pe pământul ăsta. Da. Eu am descris-o ca pe, sincer, ca pe un semnal de la Dumnezeu că trebuie să-mi duc mai departe misiunea, să fac activitățile pe care pot să le fac, la nivelul la care mă lasă Dumnezeu să le fac. Și este o experiență superbă, dar și extrem de obositoare. Am foarte multe lucruri de făcut pe care nu le făceam înainte, dar fac totul cu bucurie și cu recunoștință. Foarte multă recunoștință, echipă, blândețe, mesaj transmis frumos și încerc să fie cât mai accesibil, cât mai prietenos, cât mai plin de lumină și culoare tot drumul ăsta pe care îl am și să mă alături cu cât mai mulți prieteni pe tot parcursul. Cam asta. Ce ai învățat în ultimele 3-4 luni în urma acestor întâlniri, aceste experiențe inedite? Să-L las pe Dumnezeu să decidă, pentru că știe El foarte bine ce plan are și de ce. Să cresc. Am învățat să cresc. Și să dau încredere și altora. Și asta cred că a fost și, este și pentru mine o mare lecție. Pentru că îmi pune o responsabilitate până la urmă pe umeri. Că trebuie să fiu acolo pentru că pot să fiu acolo și pentru alții. Mulțumesc, Petra, că ai acceptat invitația de a fi la Lumea în Obiectiv, la podcast. Mulțumesc mult pentru invitație. Și te mai aștept să ne povestești și alte lucruri din viața ta, lucruri frumoase care le putem transmite oamenilor, că dizabilitatea are multiple abilități. Și asta ne-ai demonstrat-o în ultimile luni, în 2024, cred că este un exemplu de urmat și să ia tot ce este bun și să înțeleagă lumea că doar prin unitate, dragoste și misiune pe care o avem pe acest pământ putem face lucruri frumoase pentru noi și pentru ceilalți din jurul nostru. Așa este. Așa este. Ai zis-o extraordinar. Mulțumesc și eu pentru invitație și revin în curând. Te așteptăm cu drag. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă. Până data viitoare, rămâneți sănătoși și nu uitați, de 13 iunie 2024 ne întâlnim live pentru România are persoane cu albinism. Ziua internațională a conștientizării albinismului, ONU a decis-o în 2014, 10 ani de atunci, vom discuta toate acestea și o invităm și pe Petra de asemenea. Rămâneți aproape, rămâneți sănătoși. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă. Până data viitoare, numai bine, prieteni dragi! Dacă nu știi ce înseamnă dizabilitatea și vrei să faci un casting privind soluțiile, vino la Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătoseni.